de afaceri Pui Olteanu și-a pierdut viața într-un grav accident de circulație care a avut loc în această după-amiază chiar la intrare în municipiul Deva dinspre Simeria. Mașina pe care o conducea omul de afaceri hunedorian s-a izbit frontal de capul podului de la intrarea în localitate, decesul lui și al pasagerii din dreapta survenind pe loc. Din primele cercetări, cauza accidentului se presupune a fi una medicală. Din cercetările efectuate la fața locului, se pare pe o cauză medicală, conducătorul acestui autoturism a pierdut controlul direcției și s-a izbit de acest cap de pod. Avea viteză din primele cercetări? Din la fața locului nu au fost găsite urme de frânare. Impactul a fost foarte puternic, să înțelegem. Nu vă pot spune, în urma verificărilor și expertizelor care se vor efectua, putem stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului. Se presupune că a făcut infart? Nu știu. Urmează să stabili medicii legiști. Din păcate, la ajungerea echipajului la fața locului, victimele se aflau încarcerate ambele și din păcate decedate ambele victime din accidentul rutier. Soț și soție? Deocamdată nu cunoaștem date, nu vă pot preciza acest fapt. Dificilă intervenția? Foarte dificilă, s-a muncit foarte mult, deoarece fierele erau foarte contorsionate, victimele au fost prinse în mai multe puncte și a fost o intervenție foarte, foarte dificilă. De mult nu ne-am mai confruntat cu asemenea intervenție. Omul de afaceri se afla la volanul autoturismului de lux pe care îl deținea. Din primele cercetări ale polițiștilor, se pare că în mașină cu el se afla o tânără de 33 de ani din Simeria, care a murit pe loc. Am intervenit să descarcem două persoane în urma accidentului pe care îl vedeți. Din păcate, s-a constatat decesul pentru ambele persoane din autoturism. Intervenția a fost destul de grea din cauza calității materialului, să zic așa, din autoturism. Fiind o limuzină de lux, oferea o siguranță mai sporită pasagerilor, dar din păcate la coliziunea care a avut loc nu s-a mai putut face nimica pentru pasageri. Trupurile celor doi au fost ridicate de către medicii legiști, aceștia urmând să stabilească împreună cu polițiștii cauzele producerii accidentului. Pui Olteanu avea 65 de ani și era patronul unei renumite firme de scaune din județ.